Băi, săptămâna trecută, cred că pe joi se întâmpla treaba asta, noi ăștia din București am fost amenințați că vine mare furtună, vine uraganul, frățioare, ești prost, sfârșitul lumii. Și mulți s-au baricadat în casă și au făcut provizii pentru 2 săptămâni, că poate punem și de un Walking Dead de România, a? Vine unul cu katana în spate, a? Și zice, Gianni, să moară mama, uite mortul, cum e viu. Bă, cinema, că acum mă duc și dau crash cu sticla de bere, să moară mama. Dar din păcate nu a venit nicio furtună. Pe Facebook nu mai zic, adică prietene, se creează ceva extrem de rău. Se contrazicea unii pe Facebook, că bă, a venit furtuna. Bă, n-a venit nimic. Bă, ești prost, dar unde stai, mă? Proastă-i măta, bă. Hai, suge-mi-o incultule. Se scrie suge, liniuță, mi, liniuță, o, tu ești incult, bă, prostule. Ceva superb, adică bun venit pe internet. Doamne, ferește. Wow! Și da, până la urmă a venit furtuna, cum au venit glumele lui Mikey. Deloc! Și cum stăteam eu așa, așteptând să se întâmple ceva, bă, mă gândeam cât de ușor poate fi influențată lumea, așa, cât de ușor pot fi manipulați unii. Dacă zic unii o chestie la TV, clar așa o să fie. Dacă zice nu știu ce dobitoc o chestie pe Facebook, clar așa e. Așa că măcar a rezultat ceva bun. După toată treaba asta, mi-a venit o idee de sketch. Hai să vedem ce a ieșit. Nu are nicio legătură cu furtuna, dar are legătură cu altceva. Hai să vedem ce a ieșit. Salut! Mă intitulez, vă spăl pe creier și vă iau banii de proști și sunteți pungro! Anunț de ultima oră. Cercetătorii au descoperit că morcovi în combinație cu ceapă te scapă de orice probleme în viață. Și prin cercetător mă refer doar la mine. Dacă vrei să ai succes în ceea ce ți-ai propus în viață, în cazul tău să fuți și tu ceva, ai nevoie de energie, reflexe, o privire ageră și nu în ultimul rând, dureri, nu! De aceea am făcut niște studii extrem de avansate ce s-au dovedit a fi un real succes. De fapt, doar mănânc căcat și fraierii pun botul. Chiar dacă un produs nu funcționează, doar trebuie să te prefaci cum că ar fi cel mai bun din lume și firește, ai dat lovitura. Iar de când cu zvonul ăsta extrem de real, vânzările merg excelent! Cu toate astea m-am gândit să adăugăm și o mică ofertă în magazinele noastre și a partenerilor noștri. Când zic mică, chiar la asta mă refer. Doar astăzi poți comanda 3 kg de morcov și ceapă la prețul promoțional de 2,99 de la 3 lei. De când cu această promoție incredibilă pe piață, de vreo 2 săptămâni este Black Friday în fiecare zi. Și luna este tot Black Friday. Pentru că morcovii, în combinație cu ceapa, te scapă de orice probleme, în cazul tău de labă. Magazinele sunt invadate de un număr foarte mare de dobitoci. Din fericire, poliția începe să-și facă simțită prezența printre niște oameni la fel de dobitoși ca ei. Dar, atenție, din păcate, în ultima lună, oamenii au început să facă contrabandă cu morcov și ceapă. Iar acum, 20.000 de două tiruri au fost oprite pe DN1 pentru că aveau o încărcătură foarte mare de morcov și ceapă. Din fericire, poliția și-a făcut treaba cu un real succes. În ce fel și-au făcut treaba cu un real succes? Păi le-au suspendat șoferilor permis pe 30 de zile. Zvonul ar fi că ușor Pablo Escobar începe să prindă viață pentru a lua și el parte la această afacere internațională. Iar într-un final să preia întreaga afacere și din Pablo Escobar să fie denumit The Night King. Din păcate, morcovii în combinație cu ceapa au și un efect advers. Mii de oameni mor zilnic de la supradoză, iar alte 10.000 devin dependenți, ceea ce duce la mai mult spam pentru mine. Ce îmi place viața, mă, doar în pulă de ei. RIP. Și că nu e bine să existe proști pe lumea asta. Păi dacă nu ar exista proști, cum ar mai deveni lumea bogată? Hai să ascultăm totuși și părerea altor oameni. Astăzi, dracu știe în ce dată suntem, mă aflu în ecranele voastre să vă mărturisesc dependența mea de morcov și ceapă. Această combinație este una fatală. Parcă ții așa mințile. Totul a început de când m-am născut. Într-o dimineață mi-a dat maica mea morcov pe răzătoare. Au fost excelenți, până când într-o zi am dorit mai mult și mai mult și mai mult. Cu trecerea anilor am început să-i mănânc întregi, să-i consum în orice mâncare, să-i trag pe cur. Trei stariu apreciază asta. Până când într-o zi m-am lăsat. Din păcate, cercetătorul vă spăl pe creier și vă iau banii de proști și sunteți.ro a descoperit această combinație uluitoare. Și am zis să o încerc și eu, pentru că efectiv nu mai îmi găseam liniște, nu mai îmi găseam pacea. Eram nefericit, eram un om nefericit din toate punctele de vedere. M-a scăpat de unele probleme majore din viața mea. În sfârșit, am satisfăcut și eu o femeie. I-am făcut o dată așa, și am dat-o pe spate. Problema e că am devenit dependent de această combinație. Dacă nu mă trezesc dimineața și mănânc 1 kg de morcov și ceapă, nu mai sunt om, nu funcționez toată ziua. Și surpriză, aici intervin eu. Atenție! Morcovii și ceapa, pentru când te simți mort și vrei să fii viu. Cumpărați minoția care la bază nu face nimica, dar tu ai impresia că este bună la toate, pentru că așa ți-am zis eu. Așa că fiți proști în continuare și puneți botul la orice. Fiți proști și fiți mulți.
Da, mă, ce să zic, dacă după treaba cu Fortuna, deci mie mi-a venit ideea asta de sketch după toată treaba cu Fortuna, după o chestie de genul să-ți vină ideea asta de sketch, e puțin dubios. Da, mă, și o să închei aici. Hai cu like-ul ăla să vedem dacă mai facem și pe viitor, adică e o chestie destul de mișto din punctul meu de vedere, dar să sperăm că v-a plăcut și vouă. Dacă vă place vouă, eu o să mai fac. Deci hai cu like-ul ăla și cu share-ul să-mi dau seama dacă e ok. Și noi ne auzim data viitoare. Salut!